În România, o gamă variată de acte de mână, adică actele sub semnătură privată, au valoare legală și pot fi folosite în diverse situații fără necesitatea autentificării lor la notar sau în alte instituții. Aceste documente pot fi scrise de mână sau redactate electronic și sunt esențiale pentru tranzacții zilnice, reprezentarea intereselor sau exprimarea ultimelor dorințe. Au valoare legală în România contractele de închiriere pentru locuințe. Acestea nu necesită autentificare notarială pentru a fi valabile. Deși tranzacțiile imobiliare majoritare implică acte autentice, contractele de închiriere pot fi simple înscrisuri sub semnătură privată. Testamentul holograf permite persoanelor să-și exprime ultimele dorințe printr-un document scris de mână, datat și semnat, fără necesitatea autentificării la notar. Contractele de vânzare pentru bunuri mobile, de exemplu biciclete, pot fi realizate ca acte de mână fără formalități suplimentare în funcție de specificul tranzacției. Contractele de comodat, utilizate pentru împrumutul de bunuri, nu necesită o formă autentică, putând fi încheiate prin simpla redactare și semnarea unui document de către părțile implicate. Contractele de mandat și contractele de arendă pot fi de asemenea încheiate sub semnătură privată, cu condiția respectării anumitor prevederi legale specifice fiecărui tip de contract.